mai formă, să zic, comisar. Ai să fie ales de mine și soția mea, vă arăt, aca așa. Dar știți de ce vă spun? Aca vă arăt. Am primit de la dumneata două scrisoare în numele Stamatie Nicolae Toma și Stamatie Maria Luca. Tot știi și numele și prenumele. Și să se întrimea două scrisoare. Două scrisoare, da, și să spui cu drag la Popotnic. Ne ajută. Și ne ajută. Dar de unde are Plahotniuc datele, adresele matale? Păi de unde le-am dat? Astea-ți date cu caracter personal, astea-ți date cu caracter personal. Stamatii Maria Luca, Stamatii Nicolae Toma, de unde eu datele astea, nu știu. Nu. Cu drag, Vlad Plahotniuc. Poate ar trebui să se zată agenția cei protecțiilor a datelor cu caracter personal, să-l întrebi Plahotniuc de unde are el adresele. Păi în mintea cu nenorociței. Te tem de ea. Doamne, să tu. La 16 ani vă spun și iată, vedeți, fătia primește o scrisoare. Asta trimite o cerere. Fiindcă au găsit o scrisoare în câteva 6-7 ani în urmă, nu mai știu eu acolo scrisoare, și scrie că ajută lumea, că ea lasă, ar să facă în Republica Moldova pâinea și sarea, și vrea scrie acolo. Și scrie soția mea o scrisoare, o cerere, să o ajute. Sau direct la Plahotniuc, sau la fundație? Direct la Plahotniuc a scris. A scris și a recomandat, a primit tot, toate, după toate regulile. Și aici îi scrie în cererea asta, da? De 16 ani ne-am judecat, în judecăți, peste tot și nimic. Și a cerut și multă lume o ajută material și moral. Și tot ce eu scris și eu scrisoare. Și ce-a primit? O sună acasă, cineva de a lor, o sună ca spune că au trecut toate etapele de judecată și nu mai are unde să nu mai adresează și cu părere de rău nu poate ajuta. Păi, domnule Plahotniuc, dacă dumneata spune că nu pot ajuta, dar uitați-vă și îmi scrie mie aici ea, și îmi scrie mie aici, colegul vostru mafiotic, Victor Micu, scrie la 17 ianuarie 2018 va fi recăutată la Curtea Supremă cererea noastră de recurs. Și scrieți că dumneavoastră nu vă implicați în sistemul judecătoresc, pentru că ei singuri fac totul legitim. Ce fel de legitim? Dacă aici a scris la urmă, a scris controlul asupra hotărârii judecătorești realizează de instanțele ierarhice superioare în cadrul examinării apelurilor sau recursurilor pe căi ordinare sau extraordinare de atac în modul și ordinea statului stabilită de lege. Care lege? Dacă voi nu respectați nimic și scrieți instanții competente, păi, dar cum să înseamnă că sunt și competente și necompetente instanții? Asta e. Dar dumneata, domnule Micu, Victor Micu, ești competent? N-aș zice. Pentru că ați lucrat la Râșcan, președintele judecătării Râșcan, și v-am văzut ce fel de competenți sunteți acolo. Matinca Melniciuc era președinte la Râșcan, dar Micu era judecător de rând. Nu mai era președinte. A fost și el președinte? În 2009, când polițiștii au vrut să... bani de la mine și singur știți de asta, Ghenadi Blega a fost filmat acolo, filmat tot. Și Clima era pe atunci președinte Curții Supreme Justiției, acolo... CSM? Cum se cheamă asta? Consiliul Superior al Magistraturii, da. A Magistraturii, el era pe atunci. Și Micu, vedeți, Micu Amuia acum, pe atunci el era președinte și l-am luat și am trimis, vă dați seama, i-am trimis permisul, pentru că el o trimis
Uf. Ia bătă, mare doamne. La ce o trimestă vari, Nicolae Clima, trimestă Cristoare, că nu-i temei. Păi, dar trimestă ce-a fost ocazia cu avare și aia care au vrut bani și îi scriu cerere, îi scriu cerere, că toată lumea care scriu cereri, plânge și caute dreptate, la toate dați răspuns că nu-i temei. Dar eu v-am scris aici, eu vă trimit pentru acesta, nu-i temei, din copacul lui Mihail Eminescu, fără de tei. Ați primit-o asta. Și anex, am luat și v-am trimis permisul, și v-am trimis și aici și vă dau și mașina Ford Fiesta, o mașină micuță, s-o dăiu șofiorul cel care a sărut banii. Vă dați seama. Și mi-a trimis înapoi permisul, de ce că eu v-am trimis. Acolo n-ați mai avut încotro și n-ați mă trimis înapoi. Acum cu APL, cu termocomul, luați și ea că mi-a scris, mi-a scris toată vremea, de-am sunteți acolo ea, e, și el inspector superior judiciar la curte, la Consiliul Superior al Magistraturii. Și la câte am făcut groasă acolo, m-am dat documente, probe, totului tot. Și tu nu-i temei, nu-i temei. Și deci, Plahotniuc promite să te ajute, dar până acum justiția controlată de el nu te-a ajutat cu nimic să-ți faci dreptate. Absolut nimic, nimic. Pentru că justiția e toată al Plahotniuc, dar asta se știe. Și spune Plahotniuc, așa ei fac. Și îi fac ei, așa îi fac și Plahotniuc. Dar asta e o bandă, o bandă de criminali, de hoți. Și vor amui ajutați la 24 februarie, iar vor să intre în Parlament. Păi, dacă aș avea așa o putere, și aș face eu? Aș cere de la domnul președinte al Americii, Trump, o corabie, de cei mai mari corabii, una dintre cele mai mari, nu o să vă dau chiar vouă cei mai bună, dar de cele care mai folosite. V-aș strânge pe toți, toți, începând cu Marian Lufu, cu Voron, cu Filat, aici care al țineți acolo aia, dar aici nu-i ținut, aici stai în toate țările și spodinește unevra. Nu mai stă el în pușcărie, asta eu sunt credințat 1000%. Și toate, și Leanca aici stă avotru, și pe Ghimpu s-a luat, și pe Chirtoacă s-a luat acolo aia. Urecheanu s-a luat acolo, toți care și aș pune acolo și v-aș duce în oceanul înghețat de mează noapte, acolo stați, mâncați pește, pește, și să vă îngrășeți. Cred că tot peștele nu mai mânca din ocean. Aici voi nu vă săturați. Sărășiți-vă, Republica asta de tot, oamenii știți că sunt tot peste hotară, oamenii mor și de foame și de boli, că n-au și să le cuie. Și țărmanii, casele sfărmate și totului tot. Nu am putere și să vă pun în corabia asta. Și nu nici motivul și legal, că nu e, nu-i permis prin lege să torturezi oamenii în halul ăsta. Ei mai degrabă merită o justiție corectă și băgați la pușcării în condiții civilizate și de acolo să vadă cum trăim noi ghine în lipsa lor. Da, dar eu tot mai juriști și ca mine, dacă eu 16 ani cu dânsii mă judec, toate documentele, toate am și codul civil și codul și de judecăți, am toate cărțile. Eu vorbesc de pedeapsa care te-ai gândit pentru ei. Nu-i temei legal să pedepsești oamenii în felul ăsta, să-i bagi pe corabie și să-i lași să moară în ocean. Dar nu-i pedepsesc, eu le lămuresc, să-i lepe de Republica Moldova, să ne dai pace să trăim.